Toată lumea, de la mic la mare, este așteptată în noaptea dintre ani la cel mai mare parc de distracții din țară, Orheiland. Organizatorii anunță pentru Revelion un program de sărbătoare senzațional. Muzică, voie bună, urări și tradiționalul spectacol cu focuri de artificii. Surpriza serii va fi trupa din România 3 Sud-Est. Evenimentul va fi organizat la inițiativa lui Ilan Șor. Organizatorii evenimentului afirmă cu încredere că și în acest an destinația distracției și feieria nopții de Revelion este Orhei. Toți locuitorii raionului și municipiului, dar și oaspeții din întreaga țară vor avea posibilitatea să danseze pe ritmurile hiturilor din anii 2000, precum și a celor din prezent. Astfel, autoritățile promit un mega concert susținut de cea mai populară trupă pop și dance de băieții din România 3 Sud-Est, care va încânta publicul cu melodiile preferate. Pentru noapte dintre ani s-a pregătit un mega concert cu participare legendare trupe din România 3 Sud-Est. Și starurile estradii naționale. Atmosfera spectaculoasă de la Orheiland va fi întreținută și de piesele interpreților autohtoni. Pe 31 decembrie, la ora 22, ne întâlnim toată țara la Orheiland ca să dăm startul unui an nou de succes. La Orhei găsești doar tot ce-i mai bun. Iar la miezul nopții, toți cei prezenți la Orheiland vor întâmpina anul nou cu un spectacol impresionant de focuri de artificii. Startul sezonului de iarnă a fost dat în cel mai mare parc de distracții din țară, în 25 decembrie, odată cu deschiderea și acelui mai frumos târg de Crăciun din Moldova. Peste 25.000 de oameni au participat la evenimentul la care invitatul surpriză a fost renumitul interpret rus Habib. Orheiland anunță că îi așteaptă pe vizitatori zilnic, între orele 10.00 și 20.00. Atât cei mici cât și adulții amatori de distracții tari își pot lua doza de adrenalină la echipamentele de distracții și patinoarul de pe teritoriul parcului, unde totul este gratuit.